την όρθια στο κεφάλι που ως δικαστοφελήνε, το ίδιο για αυτό το τάμα. Στη βοηθή του μέσου δώρου του έτσι. Είστε με τσιός, στην πέμπτη, την πάσα τόπο μου πριν. Είναι ο πέρονα του, πέντρο ανέντροπερι, και στην πέμπτη, κοπή, και η καρέ, βορδέστε, Dumnezeu, Tatăl. Și noi, în rugăciune, comunicăm cu Dumnezeu. Dar această comunicare este mai perfectă prin jertfa liturghiei. Hristos, din iubire, ne se oferă pentru noi și noi trebuie să răspundem cu iubire cu Dumnezeu. Trebuie să fim conștienți în această viață nimic în față de Dumnezeu. Și totul depinde de Dumnezeu. Conștiința prezenței lui Dumnezeu ne nobilează. Pentru că știm pentru ce trăim această viață. Știm care este partea noastră de moștenire. Și anume, Domnul Dumnezeu nostru cel bun. Cel vrednic de laudă. Și acum să ne rugăm pentru ca să simțim această apă, asemenea al convertirii noastre și al botezului pe care l-am primit. Să rugăm în privință pe Domnul Dumnezeu nostru să binecuvânteze această apă pe care i-a creat și pe care vom fi stropiți în amintirea Botezului nostru. Domnul să ne ajute să rămânem credincioși Duhului pe care l-am primit în dar. Dumnezeu la puternic și veșnic, Tu ai creat apa ca să fiți rod de viață și de curățire și ai potrivit ca prin ea să fie purificate și sufletele și să primească darul vieții veșnice. Te rugăm, Doamne, binecuvântează această apă cu care dorim să fim împăriți astăzi, în ziua finalității. Reunește noi în portul de apară din tău. Prin ea să fim apărați de orice de rău suflete și trupesc, ca să ne apropiem de tine cu inimi curate și să ne îndrădnicim de mântuirea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Amen.
Venite cu voi, venite din cerurile de voi,
Și în toate acestea, omul caută să se
moment în care omul ajunge să ruște suferință sau poate de mamă, să ruște neputință, sărăcie. Toate acestea fac parte din viața omului. Însă omul nu se mântuiește prin adevărat ceea ce oferă viața, ci se mântuiește prin tot ceea ce primește de la Dumnezeu. Dumnezeu este acela care ne mântuiește tot. Și prezența lui Dumnezeu de tot nu venim neliniște de omul. Dumnezeu, dacă este de partea noastră, cine va fi motiva noastră? Sfântul Apostol. Sfântul Apostol Iacob, în a doua lectură de astăzi, vorbește despre nemulțumiri, despre certuri, despre războaie, despre această luptă pe care se duce om, tocmai din cauza necunoașterii prezențe de putere noastră Dumnezeu, nu vreau de Dumnezeu. Suntem invidioși, suntem plini de pate, egoiști, intrăm în conflictul toți, tocmai că războiul se duce noi, pentru că cele mai multe are un conflict de om și unul ca altfel mai mult. Dar în această viață, putem obține totul, ci trebuie să ne îndreptăm spre Dumnezeu. Dumnezeu este acela care aduce liniște sufletelor noastre. Prezența lui Dumnezeu, Cel care a creat și cele materiale și care a dat înțelepciune de credinții omului, în acțiune de voință, este acela care rezolvă toată problematica noastră. Ne trebuie să ne îndreptăm spre Dumnezeu. Aceasta este, dragi credincioși, mâinile noastre. Să-L găsim pe Dumnezeu. Îl vom găsi în rugăciune.
Χριστός τον Μόνο. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu droguri,
Thank you.
Yeah.
una din rugăciunile fundamentale ale Vechiului Testament. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Tradus din aramaică: slavă ție, Doamne, stăpân al Universului. Dumnezeu este unul. Oamenii l-au făcut mai mulți. Unul iudeu, unul creștin, unul musulman. God is one, mankind made him many. One Mosaic, one Christian, one Muslim. Dieu est un, les gens ont fait de nombreux, un juif, un chrétien, un musulman.